Tânărul care vrea să rămână cioban. În agricultura românească nu este chiar totul pierdut. Un exemplu în acest sens vine din sudul țării, mai exact din județul Argeș, acolo unde colega mea Elena Picu a descoperit un tânăr pentru care ciobănia pare să nu mai aibă prea multe secrete, atâta vreme cât păstorește câteva sute de oi și cunoaște în amănunt chiar și greutățile oieritului. Crescut și educat într-o familie în care animalele bine îngrijite sunt o importantă sursă de venit, Teodor Hera este hotărât să-și înmulțească an de an efectivele. Și asta în condițiile în care greutățile inerente ciobănitului le întâlnește la tot pasul. Nu sunt cam greu. Băgăm oameni și scump, na. Luna nu se caută, nu. O ținem an pe an, se adună grămadă mare. N-avem cum să o dăm, să plonșnem un ban după aia, nu, da, măcar pe jumate, cât băgăm la toți, la oameni, la... Așa, și e foarte greu și vrem și noi să o vindem, să facem și noi un ban pe ea. Așa cum se vede, fiind departe de tentațiile oferite de vremurile actuale, tânărul argeșan are cu totul alte preocupări și priorități. Mă aflu în județul Argeș, în comuna Ninoasa, satul Slănic. Am alături o turmă frumoasă de câteva sute de oi. Și mai am ceva. Am avut plăcerea să cunosc un tânăr pentru care oieritul este un mod de viață. Obișnuit să nu aștepte nimic de la nimeni, tânărul cioban împreună cu familia sa își asigură traiul de zi cu zi de pe urma animalelor, chiar dacă nu la fel de ușor ca în alte timpuri. Înainte era să căuta, să... Acum nu, de câțiva ani nu mai. Stăm cu ea, o ținem, pa după an, nu, degeaba. Sau sarii, de exemplu, o aleg, o rup, o fac, ia numai ce le plac lor, ce așa și ne dăm mai nimic. Ca pe ligiane, pe copoi, pe astea. Lista îngrijorărilor sale nu se oprește însă aici, mai ales că la cele câteva sute de oi pe care le deține, și pășunatul este un capitol pe care trebuie să-l acopere. Le țineți aici tot timpul sau urcați cu ele? Urcăm și la munte cu ele, primăvara și toamna, la vara la munte. Și acolo la munte? Cum este cu muntele? Cum îl plătiți? Cum îl concesionați? Păi, de exemplu, noi o să le amestecăm cu un bea care are muntele și le asociem cu el. Și acolo aveți nevoie de strungar, de... Avem strungar, de strungător, de sterpar. Și nu găsim, foarte greu. Găsim câte unul cine cu bani mulți. Nu avem de unde să-l plătim, să... Mergeți la munte doar cu oile voastre sau mai luați și de la cei care au mai puținele? Mai și strângem după sat. Da? Mai strângem după sat. Un lucru este sigur. Pentru el, creșterea animalelor rămâne viitorul pe care și-l dorește, chiar dacă cei care se dedică acestei îndeletniciri sunt din ce în ce mai puțini, ceea ce și explică lipsa acută a forței de lucru din acest domeniu.